Care, după părerea dumneavoastră, sunt resursele care nu sunt valorificate ale Republicii Moldova? Noi, la moment, avem analiza pentru 26 de categorii de resurse nevalorificate Republicii Moldova. În funcție de produsul finit care va fi efectuat, cu aceste resurse noi putem dubla sau tripla bugetul Republicii Moldova. Noi trebuie să înțelegem că importurile Republicii Moldova sunt 5,8 miliarde de dolari anual. Însă, materie primă pentru aceste produse finite, noi avem la nivel de 70%. Noi, peste 4 miliarde de dolari, putem să nu importăm, deoarece noi avem din ce produce. Noi nu vorbim de substituirea importurilor de citrice și nu vorbim de substituirea importurilor de automobile, de exemplu. Care noi avem, însă, lucruri mult mai simple, noi avem materie primă. Resurse nevalorificate noi avem de câteva categorii. Ele sunt regenerabile, de exemplu lemnul sau producția agricolă. Avem resursele reciclabile, plastic, sticlă, lână, piele, pneuri, cum ar fi. Și există resurse inepuizabile, cum ar fi vântul, energie vântului, energia solară, care putea produce fie curent electric, fie oricare alt element necesar. Deci, dați să punem mai mult accent pe componenta de reciclabile. Plasticul are un adaos comercial enorm. Plasticul nu se compară în adaos comercial cu niciun produs. Cu cele agricole exclusiv nu se compară, deoarece plasticul ușor poate să pună 400 de prețuri deasupra și lumea o să accepte. Însă, la greu asta nu poți face. Elementar, nu poți face. Să admitem că cumpărați o plastic cu 2 lei kilogram. Da? Și din acest kilogram faceți o mașină pentru copii. Și o să coste 800 de lei. Ea schimba forma, dar tot un kilogram vindeți. Noi nu vorbim profitabilitate că o să fie 400 de prețuri. O să fie, de exemplu, doar 100 de lei. Dar ca și valoarea mărfurilor finale o să fie diferit. Deci, noi avem nevalorificat. Avem lână. Lână, în cazul în care s-ar prelucra până în ultima etapă de industrializare, vorbim de producere aței, fibre sau, după caz, covoare, ar putea produce producție finită, dacă luăm echivalentul în kilogram, de 5,35 miliarde de lei. Asta înseamnă mult mai mult pe an, asta înseamnă mult mai mult decât tot grâul din Republica Moldova. Doar lână pe care noi aruncăm și nu transformăm în covoare sau în haine, noi pur și simplu aruncăm la gunoi 5,35 miliarde de lei. Pielea, care este utilizată în industria ușoară, în special la încălțăminte sau haine, care la fel nu este utilizată, ar crea producție enormă pentru țara noastră. Pneurile, de la autoturisme. Există tehnologii. Germania, Israel, SUA au mecanism prin care pneurile, care noi le aruncăm la gunoi, le transformă în drumuri. Asta ar substitui mult importurile de bitum, dar totodată ar face drumurile noastre mai rezistente, pentru că s-a demonstrat deja că ele sunt mult mai eficiente, dar și s-ar micșora și numărul de accidente rutiere, pentru că nu este atât de lunecos ca și asfaltul respectiv. Analiza la 26 de resurse nevalorificate ne permite să facem, unii îl numesc lanțul valoric, însă o versiune mai adaptat ar fi etapele industrializării, pentru fiecare categorie de materie primă, noi să avem o previziune cum transformăm aceasta în produse finite, care categorii de întreprindere este nevoie dezvoltat, de a crea acel calendar al investițiilor și măsurile stimulatorii ca oamenilor să le fie interesant cu asta, să se ocupe, dar totodată vom face o măsură bună pentru societate. Am face ordine, am dezvolta ecologie, deoarece tot ce se aruncă la gunoi, elementar, ar fi transformat în produse finite, atât de necesar Republicii Moldova. 26 de categorii de materie primă ar putea dubla bugetul Republicii Moldova la nivel de foarte ușor. Mulțumesc. După cum am putut observa, sunteți un adept al industrializării. Nu este oare acest fapt contrar culturii Republicii Moldova, unde fiecare om este convins că este într-un stat agrar?
Aici sunt două lucruri care se bat cap în cap. Republica Moldova, datorită faptului că a ținut atât de mult la ideea de a fi un stat agrar, de fapt se menține ca fiind cea mai săracă țară din Europa. În unele cazuri se creează impresia că argumentul de a fi stat agrar este motivat doar prin faptul că nu știu să facă industrializarea. Industrializarea în Moldova există. Pur și simplu, unii încearcă să se ascundă după deget, spunând că nu există industrializare. La noi are loc import de industrie, de produse finite. Industrie, prin definiție, este doar producția în masă a anumitor lucruri, unde a avut loc excluderea manufacturii. La noi ieși elementar în oraș și vezi automobile, mergi pe dealul, vezi tractoare. În Republica Moldova, când vezi, sunt foarte multe construcții care sunt produse din materie primă industrială. Fie că e vorba de metal, fie că e vorba de amestecuri uscate, materiale de construcții, sticlă și mai departe. Deci, industria în Republica Moldova este. Marea majoritate a produselor importate în Republica Moldova sunt produse prelucrate industrial. Eu aș risca să spun că peste 90% din produsele importate sunt de produse prelucrate industrial. Deci, ascunderea după deget că Republica Moldova merită să fie un stat agrar nu este logică. Dar să luăm altfel. Un telefon costă cât 10 tone de grâu. Tot atât costă. Unde este logica de a te ține distanță de industrie și să accepți să fii doar agrar? Grâu crește în câteva luni. Este mult mai greu și există dependență de secetă. Telefonul, la nivel, dacă vorbim per unitate, se face mai puțin de o minută. Prețul de cost a materialelor din el este sub $10, dar se vinde peste 1000 de euro. Pentru că dacă vorbim plastic, metalurile implicate, e sub $10 ca, la kilogram, ca produs inițial. Însă, adaos comercial, el este mult mai mare. Deci, cine argumentează că Moldova merită să devină, să mențină ca stat agrar, ori nu are idee de economie, ori este rău intenționat, deoarece are un anumit interes. Cât timp o să fim un stat agrar, nu există șansă să ne dezvoltăm. Sunt sute de exemple care pot să le aduc de ce un produs finit industrial este mult mai scump decât producția agricolă. Nu este competitiv piața agricolă. Noi avem resurse nevalorificate pentru a deveni industrial. Trebuie doar de investit în recalificarea oamenilor. Mulțumesc. Ați promovat mai multe proiecte care ați dori să implementați în cadrul Partidului Acasă Consum Europa. Proiecte care, de fapt, s-ar dovedi a fi destul de costisitoare. Deci, de unde luăm bani pentru aceste proiecte? Iarăși revenim la starea în care este Republica Moldova. Eu nu aș spune că Republica Moldova există probleme cu banii. Este problemă cu distribuirea lor. În marele probleme ale țării sunt domeniile care încă sunt controlate de stat. Și dacă ne uităm la analiza întreprinderilor de stat, o să vedem că ele sunt foarte păguboase. Ele sunt falimentare. Anumite întreprinderi de stat, poți să le dăm nume, putem să nu le dăm, ar prezenta o astfel de business. Statul a investit în ei 1000 de lei și vine la sfârșit de an la administrator și îi spune: arătați-mi profitul. Șeful întreprinderii de stat îi spune: dar dumneavoastră știți că ați investit, dar încă sunteți dator cu 3000. Cam astfel lucrează întreprinderile de stat. Respectiv, în aceste 1200 de întreprinderi, subdiviziuni, fie că vorba municipale, regionale, ele majoritatea sunt falimentare. O bună parte din ele sunt inutile, eu le-aș numi. Deci, o bună reorganizare a lor ar duce la economie în bugetul de stat la 10 de miliarde de lei. Doar 3 întreprinderi, dacă le luăm așa în regim normal, putem să le numerăm, care doar 3 întreprinderi fac pierderi de peste 1,5 miliarde anual în Republica Moldova. Asta nu înseamnă că ele trebuie să fie acceptate. Mulți din ei folosesc termenul iubit de mulți, că acestea sunt întreprinderi strategice. Dar
termenul strategic este folosit abuziv doar pentru a-și argumenta schemele de corupție sau ineficiență. De ce? Marea Britanie, de exemplu, a privatizat rețele de apă. A privatizat căile ferate. Rețele de comunicații. Singapore, în general, și-a menținut autoritatea statului doar în 6 domenii. Noi ne ținem în 1200. Deci, când vorbim de unde luăm bani, este vorba de optimizarea costurilor și o bună parte din întreprinderi care la moment sunt consumatori, de făcut reorganizarea în fel, ca ei să devină deja contribuabili. Să admitem, există un ziar în Republica Moldova care are cheltuielile de întreținere de 1,5 milioane de lei. Pe piață mai sunt încă minim 100 de prestatori de servicii de informare, mass media, care sunt independenți de stat. Statul are de ales între ține acest ziar cu pierderi sau pur și simplu propune echipei să-l privatizeze. Spune, băieți, acest ziar costă un leu, plătiți un leu și vă-l dăruim. Atunci statul, din cheltuieli de 1,5 milioane pe an, are cheltuieli zero. Și deja angajații devin contribuabili. Statul deja îi impozitează la TVA, la plățile salariale, impozite venite și așa mai departe. Deci, sunt astfel de proceduri de optimizare unde se dă voie omul care este angajat la stat să câștigă mult mai mulți bani, să fie mult mai creativ și pur și simplu să nu mai fie atât de multe cheltuieli pe stat. Făcând prima rezervă de bani, acești bani este obligatoriu de a fi investiți. Pentru că orice leu investit de către stat, atunci el se întoarce în bugetul țării ca 2,5 lei. Acest sub formă de diferite taxe și impozite. Oamenii câștigă mult mai mult, dar și statul știe partea lui. Ambele părți sunt benefice. După această etapă, este deja posibil de a majora renumitele ajutoare sociale sub formă de alocații pentru familii, persoane nevoiași sau bătrâni. Dacă se face inițial, investesc în a majora pensiile, atunci nu ajung bani pentru a dezvolta economia și iarăși rămâi în același cerc închis. Însă mai este în economie un alt proces, ce înseamnă emisia monetară. Banca Națională are dreptul să pună în circulație o anumită cantitate de bani. Și una când sunt în circulație 50 de miliarde și alta când sunt 300 de miliarde în circulație. Sunt mai mulți bani, oamenii sunt mai bogați sau de unde achita. La moment nu se pun în circulație mulți bani, deoarece nu există echivalentul între masa monetară și echivalentul de bunuri și servicii în piață. Dacă s-ar face o emisie acum bruscă de bani, pur și simplu s-ar duce la o inflație și o panică mult mai mare. Nu s-ar dezvolta economia. Însă în momentul în care se investesc banii, după cum am vorbit, care au fost economisiți, se investesc în fabrici de reciclare, care vor da un surplus de materie primă, da? Fabrici de prelucrare a grâului, care vor face producții cu valoare adăugată și ar fi mai scump. Fabrici de prelucrare a florisoarelui, fabrici de prelucrare a lemnului și alte lucruri, atunci materia primă existentă ar costa mult mai mult și va fi nevoie de emis o cantitate suplimentară de bani pentru a fi resurse de a cumpăra aceste lucruri. Oamenii devin mai bogați, se formează locuri de muncă și statul respectiv își cad acele încasări. Nu este problema în bani. Bugetul Republicii Moldova, bugetul de stat, e 3 miliarde de dolari. Bugetul Germaniei peste 4 mii de miliarde. Respectiv, și ei au pus în circulație mult mai mulți bani, dar acești bani au fost acoperiți cu producția locală. Respectiv, asta este ceva normal. Nu este o problemă pentru Moldova să ajungă la 10 miliarde de dolari masă monetară în circulație. Dacă este acoperit cu producție locală, este ok. Banii vor fi, nu-i problema în ei. Cunoștem de fapt că mai mulți actori politici au înaintat inițiativa de ceea ce țin de reciclarea produselor. Cum credeți dumneavoastră? Este reală de fapt reciclarea produselor în Republica Moldova? Da. Reciclarea este o rușine a Republicii Moldova. Există diferite scuze privind
cât de poluat o să fie totul în jur în cazul în care nu va fi, dacă va fi implementată reciclarea. Însă trebuie să luăm în calcul. În centrul Vienii, în Austria, este stație de reciclare, nimeni nici măcar nu simte mirosul. În Japonia sunt 21 de stații de ardere a deșeurilor, dar nimeni nu simte mirosul. Reciclarea nu este o povară. Reciclarea, de fapt, este o resursă care permite multiplicarea bugetului și creează foarte multe locuri de muncă. Ea trebuie să fie, pur și simplu, logica pusă bine la punct. Trebuie să fie o organizare clară a proceselor. Specialiștii în Republica Moldova în acest lucru sunt foarte puțini, dar sunt. Deci, reciclarea. Sunt mai multe modalități de reciclare. Există, de exemplu, modelul suedez, unde are o ardere completă a deșeurilor pentru a produce energie electrică, ținând cont că este o țară nordică. Ei au găsit o soluție pentru a substitui arderea de petrol. Da? Totodată, se curăță orașul. Suedia este una din țările care chiar importă deșeuri din mai multe țări. Există modele în care are loc sortarea clasică a deșeurilor, dar toate deșeurile menajere, în special cele alimentare, sunt transformate în compost, respectiv prin forma biologică, cu viermi și așa mai departe. Ei transformă în îngrășăminte naturale, datorită unei sortări perfecte, și statul nu importă atât de multe îngrășăminte și poate utiliza pentru să-și mărească producția cu un produs biologic sănătos. Există modelul de sortare prin intermediul apei și formare de noi regiuni. De exemplu, dacă luăm aceeași Japonia, anual își extinde suprafața țării prin deșeurile obținute de la ardere și le creează noi insule. Le răstoarnă și mărește suprafața țării, pentru că asta este un produs absolut normal. Desori aceste resturi de la ardere sunt folosite pentru a fi presate și sunt transformate similar unor pietre și sunt utilizate în industrie construcției de drumuri. Deci, de fapt, deșeurile reprezintă o resursă nevalorificată. Republica Moldova are circa 3 milioane de metri cubi anual sau echivalentul la 1,2 milioane tone. Este foarte mult. Și asta nu trebuie de lăsat ce se întâmplă acum în țară, unde se extind teritoriile, nu s-au luat măsurile preventive de protecție a apelor freatice și tot ce este în jurul regiunii este intoxicat zilnic, oamenii mor și asta noi o simțim în scurt timp, datorită faptului că se poluează apele. Când tot asta poate fi transformat fie în energie, fie că e vorba în îngrășăminte, fie că e vorba în material de construcție. Există soluții pentru astfel de procese și nu este atât important factorul uman, deoarece dacă e un utilaj, omul are la el doar de apăsat pe două butoane, nu ai de ce să-ți faci griji că el o să iasă bine sau nu bine. E același utilaj oriunde.